cântecele sale, el zice: de dragul cântatului lăsai mândra satului și părinții nimănui. Nu știu cine o fi de vină, busuiocul din grădină, ori sărmana mea inimă. Poate aflăm astăzi care e adevărul. Iată unul dintre cele aproximativ 400 de cântece pe care le are în repertoriu. Interpretul de muzică populară Mihai Ciobanu. Toți începem hora, hai basarabeni, cu surori și fraz, e hore cu toți întrați. Hai cu toți începem hora, hai basarabeni, nu mai așteptați, e hore întrați. Cântem frumos lăutarii, sună muzica, și cu lăutarii cânte Basarabia. Drag mi jocul românesc, dragă hora mea, așa e la noi acasă în Basarabia. Drag mi jocul strămoșesc și cu dragoste-l fornesc. Îi dragă mie această zi, de-ar să ne cât noi trăim. Hai la hora satului, hora neamului, hora porilor, cu aminta niște flori. Hai la hora satului, hora neamului, joacă până-n zori, hora porilor. Cântă frumos lăutare, sună muzica, și cu lăutare cântă Basarabia. Drag mijocul românesc, dragă hora mea, așa e la noi acasă în Basarabia. Unde joacă om frumos, îi crește iarba în loc petros. Pe horele cu strigături le joacă oamenii buni. Înțeles frumoasă tare la Basarabeni, mireasa e o stea, mirile îi lângă ea. Înțeles frumoasă tare la Basarabeni, hora e o minune, cum nu-i alta în lumii. Cânte frumos lăutare, sună muzica, și cu lăutare cânte Basarabia. Drag mijocul românesc, dragă hora mea, așa e la noi acasă în Basarabia. Nu se face sărbătoare, ai fără hora noastră mare. Hora noastră e o minune, cum nu-i alta noastră în lume. Să trăiască dragostea, măi frați basarabeni, dacă nu iubești, nu poți, frate, să dorești. Să trăiască dragostea, frați basarabeni, jocul strămoșesc, jocul românesc. Cântă frumos lăutare, sună muzica, și cu lăutare cântă Basarabia. Drag mi jocul românesc, dragă hora mea, așa e la noi acasă în Basarabia. Horile cu strigături le joacă oamenii. Fundabilul Mihai Ciobanu s-a născut în satul Bujor Hâncești, satul pe care l-a părăsit chiar după clasa a noua pentru a îmblânzi cântecul. Mai întâi la ansamblul Andrieș din Hâncești, apoi la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și la Institutul de Arte din Chișinău. În cariera dumisale, Mihai Ciobanu a înregistrat, deci, aproximativ 400 de cântece, nici dumneavoastră nu știe numărul exact, a lansat peste 35 sau circa 40 de albume, 6 cărți scrise, 5 discuri de vinil, 13 casete audio, ne mai vorbim de turneele pe care le-a întreprins. În opinia mea este unul dintre cei mai harnici autocronicari ai săi. Bine ați venit la noi, maestre. Bine ne-am întâlnit. Mulțumesc pentru invitație și să știți, vorbind lucrurile astea, câte albume, câte cărți, îmi dau seama cât de mult am înaintat în vârstă. Da, dar trebuie să te gândești că, băi, câteva am reușit eu să fac în perioada. Chiar să știți că de multe ori nu că mă deranjează, dar oftez într-un fel că, da,
merg înainte și în urmă n-am când mă uita. Dar sunt fericit că dacă mai reușesc cu câte un cântic pentru admiratorii cânticilor mele, mă bucur și îmi pare că viața nu trece în zadar. Dar mie mi se pare o chestie foarte importantă ceea ce am zis eu, că sunteți printre cei mai harnici cântăreți de la noi. Eu nu cunosc o altă persoană care să aibă atâtea discuri, atâtea casete, atâtea DVD-uri, atâtea cântece și atâtea cărți și broșuri scrise. Eu fac lucrul ăsta fără să număr ce aici fac, pentru că îmi place, mi-e drag. Și a apărut o broșurică care, zic eu, o broșură de vreo 70 de pagini, care are un titlu, Cânt la lume că mi-e dragă. Și dar asta titlurile cine le alegi, noastră? Cânt și cum. Am venit la voi să vă aduc în dar o carte care se numește Artistul Mihai Ciobanu, Busuioc pe portativ. Și această carte, cu această carte vreau să încununez vârsta anii care împlinesc recent, adăugând 50 de ani de activitate artistică și 70 de ani frumoși ca 70 de cântice ca 70 de ani. 70 de ani ca 70 de cântice. Pentru că vorbesc de 70 de cântice pentru că am pus vreo 50 de cântice noi nouți cu note aici și 20 de cântice care unele dintre cele care mă reprezintă mai mult. Dar le-a spus notele ca să le cânte și alții? Da. Da, păi pentru viitoarea generație. Noi de ce facem lucrul ăsta? Dar drepturile de autor? Păi asta până s-or clarifica cu drepturile de autor la noi în țară. Noi facem ceea ce ne-i dragă, ceea ce putem face și lasă să ne judece acei competenți care știu. Maestre Ciobanu, știu că această carte are o istorie aproape dramatică. Da, o istorie foarte interesantă. Spuneți-o și telespectatorilor că eu cred că trebuie să o spunem neapărat. În amintirea acelui om care, despre care, la care mă refer eu și la care, despre care o să vorbiți dumneavoastră. Da, prin 2011 am fost într-un turneu împreună cu Gheorghe Urschi și prin Portugalia. Pe atunci era ambasador Valeriu Turea, un diplomat și jurnalist, și având spectacole așa prin orașul Portimão, prin Lisabona, orașul Faro și alte orașe, el mi-a spus: măi Mihai, eu vreau să scriu o carte despre tine. Și eu am zis că da, tata, e înainte, o să reușim, o să... Au trecut ani și eu țineam foarte mult la acest om și la familia dumnealui. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cu 2 ani în urmă mi-a scris un mesaj din spital că este la dumnealui, este la spital cu COVID. N-a avut o și, complicații. Și mi-a spus că dacă se întâmplă ceva, dar eu îl știam de om glumeț, dacă se întâmplă ceva cu el, va continua ficiorul Valerii Căturea, juniorul, și doamna Larisa Tura, și va fi, pentru că ei știu unde se află manuscrisul și or să continui ei mai departe. Ei, și am zis că glumește, dar vreau să mă duc, nu era interzis vizitarea, da, pacienților atunci, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au continuat această antologie a continuat Valerii Căturea, el a alcătuit această carte împreună cu doamna Larisa Turea, și le mulțumesc pe această cale din toată inima. Mulțumesc, nu în ultimul rând, și editurii ARC, pentru că și Ministerul Cultură, tot nu în ultimul rând, pentru că de acolo au început, mi-au propus, m-au întrebat câți ani împlinesc iaca și mi-au propus să dea la licitație, nu știu cum să fac lucrurile astea. Și a apărut această carte și sunt mândru, după cum spuneam, pentru că este o cunună a anilor mei frumoși. Anii mei ca niște flori.
Domnul Ciobanu, spuneți pentru telespectatorii noștri unde, când și la ce oră va avea loc această lansare, ca să se poată bucura și ei de această lansare eveniment. Este organizată de editura ARC și de Biblioteca Națională și va fi lansarea acestei cărți pe data de 11 februarie la ora 3, în blocul central. Pe cine îi așteptați? Cine vă doriți să fie prezent la acest eveniment? Păi mi-aș dori să fie în primul rând autorii, alcătuitorii acestei cărți, cei care au contribuit la realizarea acestui volum. Mi-aș dori să fie Vasile Romanciuc, care este cu un cuvânt introductiv în această carte, bunul meu prieten, și moderatorii vor fi Iulian Filip și academicianul nostru Mihai Cempoi. M-aș bucura să-l văd pe Nicolae Botgros, m-aș bucura să văd multă lume bună care mi-e drag și o să spun acolo cât de fericit sunt la lansarea cărții, pe care și pe voi vă invit, că v-am adus câte o invitație să aveți, da, și mulțumim, voi. Mulțumim frumos! Mulțumim, da. Și să mă fac fericit eu pe mine împreună cu cei care vor veni. Deci asta este a patra carte sau este una din cele trei? Eu nu mai știu. Astea sunt... Mi-am numărat vreo 6 cărți. Da, asta cred că e... În afară de broșurile este de 70 de pagini despre, da, care le-aș spune și lor cărți, de fapt. Da, absolut. Dacă eu, de fapt, nu sunt scriitor și niciodată n-am avut un gând să scriu o carte, pentru că a scri cărți sunt scriitorii care scriu. Eu mi-am, odată în 5 ani, am practicat să văd ce am făcut pe parcursul anilor. Cum era înainte, pe tiletca, ca să nu... Da, și vedeam, corectam unele lucruri care după timp, după vârstă, după minte, de ce nu? Și... Sunteți o găselniță pentru jurnaliști și pentru istoriografi, pentru că ei nu trebuie să se bage prin arhive, să răscolească. Ei au adunat toate cărțile lui Mihai Ciobanu și au toată istoria în față. Da, eu zic că ar fi foarte bine dacă fiecare om din toate, oricare domeniu ar face asemenea. Dar mai cu seamă din domeniul culturii arte. Și artei. Da, pictorii, compozitorii și de ce nu? Lăsăm o urmă. Pentru asta suntem meniți. Acum e o perioadă când cântă toți, și tractoriștii, și doctorii, și inginerii, și suntem așa amestecați. E bine acest lucru, că poate cânta oricine azi. Nu știu, dar asta depinde de voi, redactorii, de cei care invitați în emisiuni, pentru că vă știți mai bine. Poate e perioada, poate așa trebuie să fie. Înainte era parcă mai interesant, pentru că tindeai să vii de la artist amator, tindeai să crești, să vii la, să fii invitat în cercul... Era mai riguroasă selecția, da, asta. În cercul artiștilor profesioniști. Și asta era o tendință și era bine. Dar acum poc și s-o... Nu știu... A lansat un cântec, e deja cântăreț. Da, nu e treaba mea să judec lucrul ăsta, eu îi fac... Nu judecăm, noi discutăm pur și simplu despre niște lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Da. Și ce să vă mai spun? Mai bine să cânt ceva. Da, chiar vă rugăm. Eu cred că ar trebui să cântați, cu atât mai mult că am vorbit despre acei 120 de ani pe care îi împliniți. Da. 70 plus 50. Eu n-am vorbit de 50, ori am vorbit 50 de ani de care era vorbim. Artist. Haideți să cântăm. Să cântăm mai întâi. Haideți să cântăm, domnul Ciobar. Da. Hai să cântăm despre ani. Ne mai limpezăm. Și pe urmă să vorbim. Ne mai limpezăm și pe urmă vorbim și despre ani. Bine. Anii cei mai dragi din viață. Ne ducem? Cu această piesă. Anii cei mai dragi din viața mea. Din viața. E un cântec pe versurile poetului Grigore Vieru. De fapt, am mai mult ca să mă laud. Ia lăudați. Voi mă deschideți, că eu de fapt sunt mai așa. E un cântec din cele care l-am făcut după plecarea domnului Vieru în lumea celor drepți. Am mai multe texte în care încă nu au melodii, pentru că noi am avut o colaborare fructuoasă. El
a ținut tare mult la mine și eu, sigur, ca toată lumea care iubește poezia și care își dă seama ce noroc, ce înger păzitor am eu față de Grigore Vieru, mi-a scris mai multe cânti și am editat împreună un CD care se numește Pe Ostrovul Prutului, prin 2004. De mult. Da, am înregistrat la radio, cred că vreo 40 de cântici pe versurile domniei sale și mai am vreo 30 de cântici de texte, poezii, cărora le caut melodie. La o parte le-am găsit. Care au fost scrise special pentru Mihai Ciobanu. Da, am manuscris. De poetul Grigore Vieru. Așa este, da. Aveți o bogăție întreagă, un tezaur întreg acolo. Da, asta e toată bogăția mea. De fapt, mai am și nepoți cu care sunt fericit și care mi-aș dori în luna februarie să merg să-i văd, pentru că am și niște spectacole acolo în Toronto, unde locuiesc copiii noștri cu nepoții. Uh-huh. Mergem la un festival, Polobocul de Aur, unde diaspora noastră face acolo acest festival al vinului. Este a 15-lea ediție și mergem, suntem invitați împreună cu Marcel și Cornelia Ștefăneț să facem câteva programe, câteva spectacole. Noi mai rămânem acolo, vrem să mai vedem și o țară caldă, pe o săptămână ne ducem așa să mai notăm prin ocean, poate. Și la întoarcere în Canada sper să facem și botezul nepoțicii, care încă n-am văzut-o. Avem o nepoțică, Melina, cea mai mică de acolo, din Toronto, și cea mai mare e Andreea, și cel de din mijloc, Matei. Matei. Să Matei. Dacă se aduce bunicul la nepoțică, ați mai fost în Canada, ce ia de regulă în desagă să ne ducă? Păi iau niște cărți de poezii, niște cărți, pentru că am de fiecare dată ia lint cu poeziile pentru copii al lui Vasile Romanciuc, al lui Iulian Filip, Grigore Vieru. Uh-huh. Dar acum stau alea cu grijă, pentru că ei au fost 3 ani în urmă în vacanță la bunici și au stat 2 luni. Și au învățat cântice. Noi era zilnic ceva interesant pentru dânși să descopere bucata asta a noastră de pământ și îi duceam prin fel de excursii, pe la țară, pe la sara, de remorca, de în grâu, în grămezile cu grâu, cu chestii. Ei au învățat, ieșim la bazin, au învățat a nota aici la bazin, așa mai. Și până ajungeam la bazin și înapoi, le puneam în mașină radio și îi întrebam ce melodii vă place. Sigur că lor le plăcea cântic, am eu un cântic pentru Valentina, Doi într-un suflet. Și acolo se cântă refren, Valentina, și cântau împreună la spatele meu, Valentina și multe. Și poezii de-a lui Grigore Vieru și de-a lui Vasile Romanciuc. Și când s-au întors părinții să iei înapoi în Canada, la aeroport, ei au început să cânte, să vorbească românește și să niște chestii. Și părinții au început a plânge de bucurie. Cum într-așa timp scurt au învățat a vorbi și ei vorbesc, dar dacă învață la școală engleză, vorbesc la grădiniță în engleză, tot de azi și m-am bucurat. Acum îmi dau seama că am câte ceva uitat și să facem repetiții. Trebuie neapărat de renovat. Da. Domnul Ciobanu, haideți să facem o scurtă pauză și să cântăm despre anii mei care vă sunt cei mai dragi din viață, iar care sunt acești ani cei mai dragi din viață, vom afla imediat după acest cântec. Mihai Ciobanu. Frumos
frumos și curat ca lacrima. Așa mi-au fost anii de cândva. Cei de azi cu de toate, da, mă rog de sănătate, anii cei mai dragi din viața mea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că sunt sănătos, că mai vine-n prag și om frumos. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii cei mai dragi din viața mea. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că mi-ai dat copii, mai vin ei cu niște bucurii. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși ca dragostea. Voi tot cânta așa mereu, lângă voi și bunul Dumnezeu. De n-aș putea să doinesc, cine ar ști că mai trăiesc anii cei mai dragi din viața mea. Și de nu puteam cânta, lumea de mult mă uita, anii mei frumoși ca dragostea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Anii care mi-au rămas, la nevastă am să-i las, anii cei mai dragi din viața mea. El nu aleargă după glorie și nu își irosește timpul pentru a-și face popularitate ieftină. Cântecele lui sunt adevărate lecții de viață, de omenie, bunătate, de frumos, de lumină și speranță. Ele sunt o adevărată antologie a simțirii basarabene și a spiritului românesc. Așa spunea cineva despre Mihai Ciobanu, oaspetele nostru astăzi la emisiune. Maestre, ați cântat despre anii mei cei dragi din viață, din cei 50 de ani de activitate și 70 de ani cât îi trăiți deja pe acest pământ, care au fost cei mai dragi totuși? Înțeleg că cei mai dragi sunt cei, este perioada când vă vedeți nepoții și când vă vedeți copiii înainte. Acum mi-amintesc cu drag de copilărie, pentru că până la urmă copilăria, perioada copilăriei este, aș zice, un lucru sfânt pentru noi, cei care am înaintat în vârstă. Și sigur că mi-e dor de părinții mei, mi-e dor de bunici, de vecini, din preajma casei noastre, care unde copilăream. Sunt fericit că odată cu cânticul am făcut și o răstignire la casa, la fântâna copilăriei, la fântâna copilăriei mele. O răstignire în amintirea părinților și în amintirea vecinilor de acolo. Casa părintească o păstrăm cu sfințenii, acolo locuiește un frate de meu care are grijă de casă și noi mergem când avem posibilitate, mai ales la sărbători, la
Paștele Blajenilor, să fim cu toți frații și surorile împreună. Și... Pentru că vorba cântecului, casa părintească nu se vinde? Da, așa este. Și drept că unii au ciudă pe mine, că n-auzi Mihai Ciobanu nu ne dă voie să vindem casa. Dar asta e, cred că e o glumă, pentru că avea casa părintească totdeauna este un izvor pentru fiecare, din toate domeniile. Fiecare om când își amintește de copilărie, de casa unde a ieșit din casă și a mers la școală și înapoi, și alte lucruri frumoase, la joacă, la... și îți trezește în suflet ca o amintire, ca îți face viața mai dulce, ești mai blajân într-un fel, amintindu-ți de părinți, de copii și de lucrurile dragi de pe atunci. Casa părintească păstrează vii amintirile despre părinți și despre copilăria dumneavoastră. Ce altceva vă amintiți despre copilărie? O amintire plăcută. Ați fost un copil în general năzbătios sau cu minte? Mama îmi spunea că am fost un copil cu minte, dar sigur că am avut și năzbătii, ca toți copiii. Am încercat să fumez în clasa a patra și tot atunci am lepădat fumatul. Când mama cu vârguța m-a oprit și sigur că au fost lucruri interesante. Cel mai mare fior pentru mine a fost ceea ce legat de cântece, de cântecă. Acela când am ieșit prin clasa a șasea, m-au ales de la noi din clasă să ies cânt la o sărbătoare, ori de anul nou, nu mi-amintesc, un cântec sau două, nu mai țin minte. Și am ieșit prima dată în scenă la școală și am cântat un cântec de-a lui Nicolae Sulac. Foaie verde, șolalea, de ce nu pot eu cânta, măi? Foaie verde, șolalea, de ce nu pot eu cânta, măi? De ce nu pot eu cânta, să mă audă, măi, cuța, măi, trai, lai, 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 lai. Și tot așa mai departe. Sigur că eram o fire timidă, o fire rușinoasă, așa mă-mi place tot așa să fiu. Mai bine să vorbească alții de mine, de ghine, decât eu să vorbesc. Mie îmi place să ajut și să sar în ajutorul celor care aș putea eu să, cu o faptă, cu o vorbă, mai mult îmi face plăcere să ajut cineva decât să vorbesc despre mine, pentru că parcă îmi pare că să cade cerul peste mine. Las că colegii dumneavoastră, cel puțin la serata omagială a maestrului Bodgros, colegii noastre vorbeau că sunteți un om cu un simț al umorului absolut deosebit. Asta e cu totul altceva. Dar de ce e altceva? Da. Un om care are simțul umorului nu poate fi un om timid. Apoi dar depinde și situație. Depinde și situație. Timid eu zic atunci când am de rezolvat ceva și, de exemplu, să mă duc la ministerul, ce eu nu deschideți ușa cu piciorul și spuneți că sunteți Mihai Ciobanu. Drumul la urs cerce, ori la voi la televiziune. Eu în viața mea... Păi las că o fac alții în locul dumneavoastră. Dar treaba. Eu în viața mea mi-am dorit multe lucruri, dar n-am avut îndrăzneala să zic. Dacă mă cheamă, mă duc și chiar și la angajarea la lucru, în orchestre, unde am mai fost. Parcă dacă ar zice, eu fac, mă strădui să fac bine ca să mă vadă și să mă invite. Dar dacă nu mă invită, stau așa până... Despre amintirea din clasa a șasea, când ați cântat piesa, da, ați început să povestiți. Și erați timid? Cum? Aveam frică, aveam teamă, că e prima experiență. Dar atunci, perioada aceea, dacă știți bine, vă dați seama, clasa a șasea, a șaptea, apare și fiorul dragostei. Așa, de preadolescență, sau adolescență chiar. Când ne porneam la școală, ne mai uitam o oglindă, ne mai cu un gând ascuns undeva și cred că și asta mă mobiliza să demonstrez că mai pot face ceva, așa mă gândeam eu, în afară de cele care știam să le fac la școală. Cred că nu învățam eu cel mai bine în clasă, dar totdeauna eram ales de clasă ca să fiu șeful clasei.
eram bun organizator, așa, într-un fel, așa. Și așa am fost și la colegii de muzică, Ștefan Neaga m-au selectat, și la Institutul de Arte. Asta este o povară, dar este și o experiență care înveți a face niște lucruri sau înveți a nu face ceva care nu-i stă bine omului, cu care nu-i stă bine omului. Ziceați despre carte, că o să ne spuneți ceva despre conținutul cărții. Despre 50 de ani de muzică. Da, această carte mai conține niște povestioare din anii copilăriei mele, din anii de viață, din anii de scenă, din turneele pe care le-am mai avut. Așa, și sunt și un album fotografic. Sunt și prietenii mei de prietenii și colegii mei de cântec. Sunt oamenii dragi care m-au ajutat în viață în anumite perioade, pentru că totdeauna omul, cred că la orice vârstă, are nevoie de a se consulta, de a întreba de cineva mai cu experiență, pentru a merge pe cărarea care îl interesează. De exemplu, eu pe cărarea pe drumul cânticului popular. Și le mulțumesc tare mult acestor oameni, mulțumesc foarte mult colegilor mei de breaslă, mulțumesc celor care m-au răbdat la insistența mea pentru a mă ajuta să scot un text a unui cântic, de exemplu, a cânticilor mele. Am avut o colaborare frumoasă la începuturi cu regretatul Anatol Ciocanu. Mai târziu am colaborat mulți ani cu Grigore Vieru și cu Vasile Romanciuc. Eu ziceam că sunt cel mai norocos, pentru că colegii mei aveau câte un înger păzător, dar eu aveam doi, și Grigore Vieru și Vasile Romanciuc. Și datorită lor, cred că am făcut ceea ce am putut și ceea ce am ajuns astăzi, să vin cu cununa mea de 50 de ani de activitate artistică și 70 de ani de viață. Domnul Mihai, vă felicităm cu această aniversare frumoasă, cu aceste aniversări, și vă mulțumim pentru creația pe care ați adunat-o de-a lungul anilor. Iar pe 11 februarie ne vedem la lansarea acestei cărți. Voi fi bucuros. Vă aștept cu mare drag. Un prilej frumos. Am citit ceva ce m-a intrigat. De ce în program regăsim o suită de muzică clasică? Asta e o greșeală. Da? De fapt, muzica clasică nu are suite. Muzica populară are suite. Dar e o greșeală care a dictat-o nu știu cine. Dar tehnică, ca să corectăm greșeala, citiți asta la întâi invitație. Nu! Eu ziceam, băi, eu nu m-am gândit la faptul că muzica clasică nu are suite. E mai limpede, mai clar. Eu m-am gândit la faptul că la o serată de muzică, a unui cântăresc de muzică populară și ușoară, se cântă muzică clasică. Asta e interesant. Nu, aici vor fi și surpriză, de fapt. Dar nu le spunem pe toate atunci. Apoi nu. Nu. Citeam în invitație că va fi o întâlnire de suflet. Așa că surprizele, da, sigur. Asta e cel mai important. Important să venim toți așa cum putem, dar să ne ducem cu inimă bună și împăcați, împliniți de ceea ce am văzut. Surprizele vor fi, cred, tare interesante și vom avea oameni și de peste Prut, prieteni adevărați, și vor fi și artiști și colegi de breaslă și oameni de omenie. Cunoscându-l pe Mihai Ciobanu, cât este de hărnicuț, asupra cărei cărți sau broșuri muncește acum dumnealui? Acum mai repet, mai citesc din Biblie. Din Biblie. Mai citesc pentru a ști să povățuiesc nepoții și copiii mei. Nu m-am gândit niciodată, eu nici la cartea asta nu m-am gândit, dar așa s-a întâmplat că... Ideile vin așa au trecut, de la sine? Au trecut 5 ani, trebuie să mai fac ceva. Aha. Și nu știu dacă are rost să mă bucur, să vă spun, să mă laud.
Vă rugăm. În lucru este un CD care se numește Anii mei ca niște flori, un CD cu 20 de cântece care s-a lucrat împreună cu minunată orchestră Lăutare, condusă de maestru Botgros, și cred că asta într-adevăr e o cunună. E o cunună a anilor mei de până acum. Am o, până la 80 de ani mai sunt 10 ani, la 90, 20 de ani, la 100 de ani trebuie să fac ceva în 30 de ani și dacă o să mă invitați, am să vin să vă povestesc. Neapărat. Dar vă rog să fiți sănătoși și să aveți viață lungă și voi, ca și mine. Mulțumim, așa să fie. Mulțumim, să dea Domnul să fie lungă, dar să fie conținutivă, așa precum este viața dumneavoastră, domnul Ciobanu. Nu contează că trăiești, contează celălalt în urma ta și contează ce reușești să faci pentru oameni. Iar cântecele lui Mihai Ciobanu sunt așa balsam pe suflet cu orice situație, și într-o situație mai veselă și în una mai melancolică, mai tristă. Mihai Ciobanu este spiritul, unul din puținii artiști care menține spiritul pământului și al neamului nostru treaz. La mulți ani, maestre! La ne vedem ani. La lansare! Mulțumesc! Cu mare și drag, vă rog să ne mai cântați o piesă, dragi mis neamurile mele. Da, cu mare drag. Despre neamuri cântăm cu Mihai Ciobanu. Fac parti și eu, trai la 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 la. Când mi-i dor și când mi-i jele, trai la 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 la. Neamul meu îmi dă putere, trai la 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 la. Într-o neamurile mele, că bine mă sunt cu ele. Îi ciocnim paharelile când vin sărbătorile. Zi bună de dimineață, trai la 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 la. Uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la. Zi bună de dimineață, trai la 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 la. Uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la. Drag mi ziua până-n seară, trai la 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 la. De-ar ține un an și-o vară, trai la 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 la. Că nici viața nu-i amară, trai la 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 la. Când ai neamul grămăjoară, trai la 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 la. Let's go.